Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut la 1 aprilie, ești cu adevărat neînfricată? Despre tine se poate spune, există întotdeauna un nebun care merge acolo unde îngerul nu îndrăznește să facă un pas. Ești un apărător activ al celor slabi, luptând pentru cei care din anumite motive nu se pot apăra. Ești guvernată de o combinație schimbătoare de curaj, nerăbdare și dorința de a fi mereu prima, astfel încât e nicio forță de pe pământ să nu te oprească pe drumul spre obiectiv. La o evaluare superficială s-ar putea spune că ești simplă, disciplinată, atentă și muncitoare, care știe rar să râdă. Chiar și în copilărie ai demonstrat o abordare serioasă, conștientă a vieții de zi cu zi asumându ți multe responsabilități pe care colegilor tăi le ar putea părea o povară grea. Odată cu vârsta, poți deveni prieten și asociat de încredere, sprijin în viața de familie. Semnul tău zodiacal aparține constelației Berbecului. Berbecul este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități: inflexibilitate, liniște, îndrăzneală, explozivă. Ambițioasă, firească și invincibilă, aflată sub puterea războinicului Marte, elementul tău este un foc strălucitor și arzător. Ești o femeie puternică care poate inspira pe alții și îți poți atinge scopurile. Perseverența și hotărârea în combinație cu o voință puternică te pot ajuta să atingi înălțimi fără precedent. Totuși, de cealaltă parte a monedei, temperamentul tău fierbinte Agresivitatea și uneori pasiunea excesivă, atât în ceea ce privește sexul cât și în afaceri, pot strica foarte mult. Este mai bine pentru tine să folosești voința ta de fier pentru a combate izbucnirile de furie și aspirațiile zadarnice, ceea ce poate duce la conflicte și chiar leziuni. Calea către armonie se află în autocontrol. Este de asemenea o idee bună să asculți nu numai sentimentele tale, de exemplu, furie sau gelozie, ci și interlocutorul. Guvernatorul tău astral este Marte. Planeta Marte este responsabilă pentru cantitatea de energie și în atenție. Această planetă este favorabilă pentru lucrătorii din domeniul sănătății, funcționari, profesori, artiști. Planeta ta în exil este Venus. Lui Venus îi poți mulțumi pentru claritatea și integritatea ta, exprimarea directă pentru tine sunt necunoscute teama și autoconservarea. Poți părea uneori nebună, atât de mult iubești lupta, suspansul, care nu te sperie deloc. Tu iei partea justiției și îi protejezi pe cei slabi și te străduiești să fii cea mai bună dintre cei mai buni. Ești întotdeauna nerăbdătoare și însetată de acțiune. Ești încăpățânată și intenționată, distrugi barierele și te îndrepți inexorabil spre scopul tău. Deși ai calități strălucitoare, tu nu cauți admirație universală sau recunoaștere. Pentru tine este mult mai important să nu fii în centrul atenției, ci în centrul evenimentelor. Tot ce ai nevoie este posibilitatea continuării lucrărilor începute. De fapt, interesul tău față de muncă este unic, iar reputația de muncitoare te poate însoți pe tot parcursul vieții. Poți părea a fi timidă, chiar înșelătoare. Dar toate acestea nu sunt decât o consecință unei sociabilități prea înalte dacă nu este o condiție prealabilă pentru activitățile tale profesionale. În orice afacere, tu poți ajunge în mod independent la esența acesteia, considerând că este umilitor și rușinos să ceri ajutor de la ceilalți. Fiind o persoană cu o altă calificare, poți ajunge la tot cu mintea, ta, cu cunoștințele tale încă din anii școlii depășești considerabil limitele curiculumului. Cu toate acestea, participarea la cursuri nu ți provoacă multă bucurie și este posibil să nu aștepți să primești în cele din urmă o diplomă sau un certificat și să începi să te educi în sens formal. Având un dar extraordinar al învățării din propria ta experiență, adaptându-te la modul în care lucrează idolii tăi, tu dobândești în cele din urmă abilități unice. Deși ești inovatoare și originală în suflet, activitățile tale profesionale sunt rară ori progresiste, ci mai degrabă conservatoare și cu grijă gândite. Poți demonstra o pasiune pentru istorie, pentru a învăța din experiența și greșelile trecutului. Poate că într-o mai mare măsură, tu nu ești interesată de propriul tău succes, ci de succesul proiectelor și angajamentelor tale. În tine arde dorința de a aduce orice afacere pornită, indiferent cât de dificil ar fi ea, la un rezultat satisfăcător. Pentru a face acest lucru, tu nu economisești nici puterea, nici energia, nici timpul. Tu te poți bucura de viață în singurătate, așa că nu trebuie să te înconjori cu prietenii sau admiratori. Câteodată rudele simt compasiune pentru tine, considerând că ești un pustnic. Dar de fapt tu găsești plăcere în izolare și funcționezi perfect în regimul autonomiei complete. Cu toate acestea, adevărata problemă pentru tine este să fii prea exigentă, de aceea nu ar trebui să-ți asume prea multe responsabilități în același timp. Singura ieșire pentru tine este un hobby. Te distingi față de alții nativi din berbec având astfel de calități, forță, inteligență, activitate. Ești mereu în mișcare, făcând mii de lucruri în același timp, fiind o iubitoare de libertate, tu apreciezi independența și aprecierea membrilor sexului opus, cum afectează data de 1 aprilie soartata, ești o persoană deschisă, responsabilă, rectilinie și disciplinată, ești talentată, ai o personalitate strălucitoare și extraordinară, cu mare potențial creativ. Dar tu nu-ți manifesti abilitățile, nu dorești faimă, nu ai dorința de a fi în centrul atenției, ești interesată de evenimente. Ție nu trebuie să ți se ramintească încă o dată că trebuie să faci ceva, îți amintești tu însă ți tratezi cu responsabilitate orice sarcină. Tu ți poți asuma responsabilități care depășesc puterea vremii. Tu mergi cu încredere spre atingerea obiectivelor. Ești o prietenă de încredere, colegă, parteneră în viața de familie, cei dragi se pot baza pe tine. Ești un muncitor respectat la locul de muncă, tu nu ai nevoie de laudă, îți îndeplinești în mod calitativ îndatoririle, dar nu faci întotdeauna cea mai bună impresie, fiind prea modestă și timidă, poți fi exclusă din echipă. Cel mai adesea, munca ta este conservatoare. Nu îți poți arăta ideile inovatoare și originale date de natura ta. Tu îți poți analiza în mod obiectiv greșelile în activitatea profesională. Nu ești interesată de succesul personal, ci de afacerile pe care le-ai început. Pentru a realiza acest lucru, nu precupețește nici efort, nici timp. Tu duci problema până la capăt și la cel mai bun rezultat, conform conștiinței tale. Tu ai sufletul unui pustnic. Nu ai nevoie de prieteni pentru a-ți împărtăși bucurie și durerea, dar singurătatea ți aduce bucurie, îți prețuiești individualitatea și independența. Toate problemele tale provin din faptul că ești prea exigentă, ești angajată în autosuficiență, nu știi cum să te relaxezi. Tu pui o povară insuportabilă pe umerită și ai de suferit din cauza asta. Singurul lucru care ți aduce bucurie este un hobby. Ești manierată, educată, cinstită și harnică, ești obișnuită să obții totul prin tine însăți, depășind toate dificultățile vieții în calea ta, ești responsabilă pentru tot, indiferentă de misiunea sau inițiativa personală, soarta ți este favorabilă, ești fericită pentru că încerci să obții totul singură, nu folosești alți oameni și nu transferi grijile și responsabilitățile pe umerii altora. Tu nu ești de acord cu interesele egoiste. Pentru tine, lucrul cel mai important este să ți îndeplinești conștiincios munca, folosind toate abilitățile și potențialul creativ. Lucrul este o plăcere pentru tine. Ești muncitoare, nu poți sta liniștită, ești foarte atentă, intri în toate detaliile. Ești obișnuită să înțelegi totul însăți, fără a cere ajutor și sugestii din partea altora cu toate că ești talentată, ai probleme de comunicare. Poți fi considerată timidă și prea modestă. Ai probleme în relațiile cu ceilalți datorită faptului că nu știi să te prezinți altora, să răspunzi la criticile lor. Pentru a atinge succesul, trebuie să înțelegi că nu este nevoie să duci totul la perfecțiune. Dacă alegi un fel de activitate, atunci probabilitatea de autorealizare va crește. Dragoste și compatibilitate. Într-o relație strânsă, ești iubitoare și romantică. Cu toate acestea, este vital să adauge adrenalină în sânge și, prin urmare, o uniune plictisitoare și lentă este condamnată la moarte. Perspective favorabile pentru o relație sănătoasă și pe termen lung ai cu gemenii care sunt și inovatorii neobosiți. Un sagedator luminos și impulsiv este partenerul ideal pentru tine ai multe în comun cu vărsătorul independent, dar va trebui să te aștepți la cea mai înaltă trădare din partea lui. Una dintre cele mai reușite alianțe o poți o forma cu un antagonist din pești, care îți va ceda cu bucurie conducerea, încântându-te cu misterul și disidența sa, dar aici ar trebui să-ți calmezi căldura pentru a nu-l ofensa pe partenerul tău. Romanul cu un reprezentant al berbecului este posibil dar aici poți primi o palmă, ducând de la separare, deoarece bărbatul berbec nu este gata să fie condus pentru o lungă perioadă de timp. Cele mai insuficiente unii matrimoniale ale tale sunt formate cu reprezentant practicei semnelor pământului, capricorn, taur și balanța, care par a fi atât de plictisitori pentru tine încât vei renunța singurică, dar siculeu. Deoarece în lupta pentru conducere apar doar contradicții, totul este însă posibil, neștiind de nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, poți fi numită pe drept cuvânt orcaholică. În unele cazuri, se pare că nu ești deloc interesată de altceva decât de muncă și că nici nu dorești să comunici cu nimeni dacă profesia nu o cere dar tu pur și simplu lucrul bine făcut și dai toată puterea. Nu ești timidă, pur și simplu nu ai nevoie de comunicare constantă, așa că nu cauți comunicarea fără un motiv. Tu spui mereu în mod de direct ceea ce gândești, ești simplu în exprimare. Poți să trăiești conform unui program și să realizezi programul de lucru în toate detaliile. Nu este deloc dificil pentru tine să lucrezi în niciun domeniu. Tu rară ori îți faci publicitatea abilităților și rar te lauzi, deși ești conștientă de tine. Din tinerețe ți a atestat atitudinea serioasă și, chiar în calitate de copil te a angajat voluntar în muncă serioasă. Responsabilitățile nu îți par a fi grele sau inaccesibile și nu te deranjează deloc. Ești o persoană foarte puternică și de încredere, care nu te va lăsa niciodată la greu pe a cărei experiență și putere te poți baza în totdeauna. Ești o minunată prietenă și soție, în spatele căreia te simți apărat asemenea de un zid de, de piatră. Gloria pentru tine este un sunet gol, nu cauți popularitate sau faimă pentru talentele tale. Atenția asupra ta nu este importantă pentru tine, dar evenimentele sunt importante. În Întotdeauna încerci să fii unde se întâmplă ceva. Pacea nu este pentru tine. Ești foarte inteligentă, ești angajată în autoeducație și chiar și în tinerețe, ești mai bine citită și educată decât colegii tăi. În munca ta te manifestă deseori ca perfecționistă, studiind cu atenție și stăpânind de toate lucrurile mici. Nu îți place să ceri ajutor la locul de muncă, preferând să rezolvi toate problemele pe cont propriu. Dacă trebuie să înveți, vei învăța. Studiile oficiale nu-ți plac? Natura ta strălucitoare preferă să învețe cunoștințele în funcție de propriul program individual, astfel încât autoeducația este punctul tău fortei. Tu înveți din greșelile tale și din greșelile altor oameni, poți fi dependentă de disciplinele istorice, deoarece după cum știm, istoria se repete și multe greșeli pot fi evitate dacă studiezi trecutul. Prin natura ta urmărești să generezi noi idei și proiecte, dar în același timp ești întotdeauna atentă la rădăcini și tradiții, studiezi cu atenție și analizezi experiențele proprii și ale altora. Pentru tine succesul activității în afaceri și proiecte este important. Dacă ești indiferentă față de gloria ta, atunci faima și succesul afacerii tale nu este un sunet gol pentru tine. Sănătate și boli! Pentru a fi sănătoasă și în formă bună, trebuie să exersezi. Dacă alegi o profesie, ar trebui să te gândești cum să poți da sarcină picioarelor și să fii mai multă timp în aerul proaspăt. Alege un loc de muncă care să îți oferă o cantitate suficientă de mișcare și activitate. Este extrem de dăunător pentru tine să stai în mod constant într-un singur loc. Este, de asemenea, foarte util pentru tine să vizitezi parcurile și pădurile mai des, mai ales în afara orașului. Dacă lucrezi într-un birou, ar trebui să aloci cu siguranță timp pentru a vizita sala de sport. Excelente pentru tine sunt combiuri precum cățărări, călărie, plimbări lungi, drumeții. Îți place să explorezi și să înveți lucruri noi destinul și norocul. Universul te a înzestrat cu o mare capacitate de a crea pentru tine în situații favorabile dar și mari probleme. Ai tot felul de talente și în fiecare afacere pe care o faci, tu aduci originalitate și ceva al tău, ceea ce întotdeauna de farmec și originalitate. Ești fericită și norocoasă în afaceri. Poți avea o familie puternică, minunată, construită pe încredere și dragoste casa ta fiind un castron complet plin. Ești norocoasă pentru că multe îți sunt date cu ușurință, dar prin natura ta, ești temperamentală și capabilă de acțiuni greșite, iar în momentul iritării poți lua decizii rapide și poți trage concluzii greșite. Această trăsătură a personalității tale poate fi folosită în detrimentul tău. Prin urmare, este necesar să înveți să fii prudente și să îți oprești emoțiile în toate situațiile, pentru a nu produce autovătămare și pentru a nu atrage schimbări și dificultăți neplăcute. Sfaturi pentru tine Este foarte important să obții rezultate în ceea ce faci. Prin urmare, pentru succesul întreprinderii tale nu vei regreta practic nimic. Problema ta este că uneori mergi la extreme și ceri prea multă de la tine însăți o prea mare listă de obligații și responsabilități te poate deprima și te poate lipsi de satisfacție. Prin urmare, trebuie să-ți amintești că ești și tu om și că forțele tale nu sunt nelimitate. Fii atentă să nu te încarci cu prea multe responsabilități. Familiarizează-te mai mult cu semenii Nu te izola prea mult de restul lumii. Împărtășești atât bucurile cât și tristețile cu cei dragi. Evită să fii copleșită de termenele scadente sau de diferitele situații stresante. Învață să te relaxezi. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești ca un copil care se bucură de orice dar. Pentru tine, nu este nimic mai ofensator decât să fii uitat să ți dăruiască ceva de ziua ta. Dar dacă ceva chiar nesemnificativ este ambalat luminos și vesel, atunci deliciul care te cuprinde va fi asemănător cu o ploaie veselă de vară. Simplul gest al darului va fi acceptat cu plăcere și, în plus, nu vei pleca fără să aduci mulțumiri care pot te depăși darul primit cu un ordin de mărimea prețului. A primi un cadou servește ca un buton de pornire pentru atenția reciprocă. Totuși, preferi un dar pe care îl poți încerca imediat sau îl poți folosi ori de câte ori este posibil? astfel încât să-ți reamintească de cel care ți l-a dăruit. De aceea, darurile comestibile sunt ca niște felicitări care nu pot fi atinse, ceva comestibil poate servi ca o sudură pentru darul principal. De asemenea, florile nu provoacă reacții speciale pentru tine. Conform experienței tale, florile trăiesc prea puțin, iar tu atrage deja toate lucrurile vii, atâta timp cât lucrul poate fi folosit, acela este în viață, dar, potrivit concepției tale, nu poți folosi florile. Un avertisment, nu accepti daruri de la oameni care nu-ți plac. Iubești tehnologia, în special noua tehnologie digitală. Desigur, aceasta îți va aduce bucurie într-un telefon nou, o cameră foto de înaltă calitate. Dacă situația financiară permite un automobil, atunci să fie roșu. În caz contrar, vei invidia în continuare proprietarii de autoturisme roșii strălucitoare. Pentru tine este mai bun un dar ieftin, util în timp, deoarece te poți simți ofensată de un dar scump și inutil. Poți fi dispusă să accepti un set de teflon, mai degrabă decât un laptop chic. Îmbrăcămintea sport poate constitui un cadou bun pentru tine. Ești atât de inteligentă încât sportul nu este perceput ca un hobby? ci ca o componentă obligatorie, consolidând sănătatea. Pentru gospodinele modeste toate felurile de vase, precum și o mașină de cusut, un aspirator nou. Dar dacă cineva ar dori să îți ofere bijuterii, în acest caz, este mai bine să ți se ofere șansa de a alege independent. Cercei cumpărați cu câteva zile înainte de vacanță vor fi de neuitat pentru tine. Vei primi cu plăcere seturi originale de bijuterii, seturi de manicură și tot felul de brățări sau decorațiuni interioare. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.